Good evening, ladies and gentlemen. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit aici în Cușca, RXF, pentru cea de-a 8-a ediție de Next Fighters. Are you ready? Sponsorul nostru principal, the one and only Las Vegas. Așadar, ladies and gentlemen, avem un roster special pentru voi astăzi, niște lupte incendiare care vor culmina cu main eventul care îl va avea pe Cristian Marinescu versus Alexandru Bobicioiu, și câștigătorul acestui match se va lupta cu justițiarul în gala RXF 45. Așadar, ladies and gentlemen, let's start the show. Next Fighter 8. Are you ready? Introducing first. El vine din București, este antreprenor, 21 de ani, 1,85 m. Aplauze pentru Cosmin Slavo! Cosmin Slavu este din București, antreprenor, 21 de ani, 1,85 m, exact cum s-a văzut și în clipul lui de prezentare, s-a apucat să vândă parfumuri arăbești la o vârstă destul de fragedă, la 21 de ani. Îl văd în colțul lui pe Angelo, nu știu dacă s-au antrenat împreună sau se pregătesc împreună. Angelo va lupta cu Florin Ignat în gala Next Fighter All Stars pe 11 decembrie. Alright! And now, ladies and gentlemen, să-l chemăm pe adversarul său către colțul roșu. El vine din București, este șofer. Aplauze pentru Ștefan Nedelcu! Delcu este din București, șofer, după cum am văzut, are vârsta de 26 de ani și 1,77 m. Își dorește, iată, după cum a declarat din prima repriză, să termine acest meci împotriva lui Cosmin Slavu. Noi le dorim amândurora succes și să-i vedem în cușcă, să ne bucurăm de show. Cum am tot făcut până acum, colegul Ionuț, pe cine ei? Sau poți să aleg eu prima? Lorelai, și ce am descoperit, că ești cam vicioasă cu pariurile, cu asta. Nu aș vrea să fac pariu cu tine, nu știu. Alright, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, în colțul albastru, vârstă 21 de ani, 1,85 m, antreprenor din București. Aplauze pentru Cosmin Slavu! Iar în colțul roșu, 26 de ani, 1,77 m, el este șofer din București. Aplauze pentru Ștefan Nedelcu! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitrul nostru de ring, Mr. Marvin! Ascultați indicațiile mele, vă protejați tot timpul, dați mâna dacă vreți, mergeți în colț. Deci o să fie un meci destul de interesant, zic eu, Ionuț. Eu cred că amândoi vor intra voluntari în celălalt. Da, și luptă. Eu tot aleg pe cineva. Merg pe colțul roșu, vreau să zic înainte de prima lovitură că deci merg pe colțul roșu. Deci gata, Lorelai declara, da? Tu ții deci cu colțul roșu? Am declarat. Am încercat un high kick, Cosmin Slavu. Se vede Slavu. Că Ștefan a ceva emoții. Ștefan este emoționat, într-adevăr. S-a retras la cel frontal. Uite, când ai frontalul pe atac, low kick dat și l-a luat și îl duce jos Ștefan. Să vedem, a luat un control lateral acolo. Degeaba strânge Cosmin, pentru că acolo mai mult consumă energie, pentru că nu poți să finalizezi acea ghilotină dacă strânge acolo.
Acolo Ștefan trebuie să caute să pună antebrațul în gât și să rupă acea priză a adversarului său. Lovește, nu are cum să pună antebrațul în gât pentru că are mâna prinsă, dar acolo este un consum fantastic de energie, nu poate să-l țină. Deja a început să iasă Ștefan, să vedem dacă reușește să ajungă în mount, a ajuns în full mount, aici trebuie să se ridice, să facă postură și să lovească, să vedem dacă reușește să lovească Ștefan și să încheie lupta. S-a întors, a încercat să-i dea spatele. Am văzut în colțul albastru că era Angelo alături de prietenul său, adică de Cosmin. Alături de Cosmin, Ștefan lovește, continuă să lovească ground and pound. Aici îi dă spatele, să vedem dacă reușește să ștranguleze și continuă să lovească Ștefan. Nici nu e într-o poziție grozavă la sol. Lovește într-un apagă-te. Ancă. Apagă-te! 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 Să vedem ce se va întâmpla. Dacă se pare că Cosmin nu prea mai poate să continue. Eu zic că ar trebui să renunțe. Stop! Ar trebui oprit aici. Da, decizie corectă din partea arbitrului, foarte bine. O intervenție foarte bună, trebuia oprit pentru că era în imposibilitate exact. De a se mai apăra. Foarte bună decizia arbitrului, da. A lăsat meciul exact cât a trebuit. Exact. Cât a trebuit. Aici, da, foarte frumos. Desăvârșit a fost în declarație Ștefan Nedelcu atunci când am văzut în materialul pe care l-am urmărit cu toți înainte de intrarea în cușcă și a declarat că speră și își dorește să termine meciul din prima rundă. Asta s-a și întâmplat. Un gest foarte frumos. Lorela iar a avut dreptate. Dacă vreți să pariați pe Las Vegas, nu că în curând, în curând o să scrie în privat, da. Nu cu Lorelai, că ea știe ceva. Știe ceva ce nu știm noi. Nu, văd determinarea în ei și chiar dacă Ștefan are 1,77 m și niște ani în plus față de Cosmin, care are 1,85 m. Nu prea noi am văzut, în sensul că noi am văzut pe Ștefan destul de emotiv la începutul meciului, emotiv. Dar l-a dus repede la sol și a știut, a avut ceva cunoștințe. A depășit un pic acea barieră în momentul când a văzut că conduce lupta la exact, sol. Exact. Arbitru Marvin a fost foarte atent atunci la loviturile pe care le-a primit Cosmin Slavu la spate. El a atenționat deseori pe Ștefan Nedelcu să nu-l lovească. După cum vedeți, este foarte aproape de fază și vede foarte bine tot ce se întâmplă acolo. Și totuși văd că are, sugerează la genunchi acolo, cum a reușit sau a intrat deja accidentat. Nu se știe ori de unde vine, ori de la faptul că s-a fi atins de cușcă sau ceva s-a întâmplat acolo. Sau s-a julit de prelata saltele. La cum îl văd pe Cosmin Slavu, cred că o să vrea revanșa, că refuză să accepte victoria pe care Ștefan o are acum. Ladies and gentlemen, câștigător printr-un knockout tehnic, colțul roșu, Ștefan Nedelcu. Alright, ladies and gentlemen, am să predau ștafeta colegele mele Simona pentru un interviu câștigătorului. Mulțumesc, Mike. Vă spun și eu bună seara, fiindcă de-abia am luat microfonul. Și felicitări în primul rând câștigătorului. Felicitări, Ștefan, după cum ai promis, s-a terminat în prima rundă. Cum te simți ca fiind nou campion în familia RXF? Mă bucur mult că am luptat în această stele aici. E o vorbă, dacă nu lupți, dacă lupți poți să pierzi, dacă nu lupți ai pierdut deja. Iar eu în această seară m-am decis să lupt și am câștigat. Am văzut eu bine că de la început ai țintit picioarele adversarului și că ți-ai dorit cu ardoare să-l duci la pământ și să nu ții lupta în picioare? Da, mi-am dorit să duc lupta la sol. Numai că nici la sol nu am experiență, i-am dat un placaj ca la rugby și de acolo a fost să fie să câștig. Cum ți s-a părut adversarul tău? Te întreb asta fiindcă mie mi s-a părut așa, Cosmin, că nu ar fi acceptat înfrângerea și în posibilitatea unei dorințe, a unei revanșe, sunt curioasă dacă tu i-ai acorda-o. Cu siguranță, dar vreau să mai am și un meci cu alt adversar și pe urmă. Te-ai gândit? Avem un nume pentru un viitor meci? Ai vrea să faci vreo, să arunci mănușa cuiva, poate? Nu, momentan consider că trebuie să mai mă pregătesc și apoi, după aia.
Ștefan, te las, fiindcă știu cât este de greu pentru tine acum. Cu greu respir și presupun că vrei să mergi să te bucuri de înfrângere. Felicitări încă o dată și din partea mea. Și acum aș vrea să rog publicul, haideți să scoatem acest campion într-un ropot de aplauze afară.